Uite-l pe Grinch. Fugi. Uite-l pe Grinch. Uite-l. Da, fuga. Unde e? După el. E aici la mine. Da, la mine. Problema calcă-l. Încerc să blochez. Da? Luca? Stai că vreau să-l văd. Așa, bravo. Uite-l pe Grinch. Uite-l. Mi-a furat banii, să știi. Grinch, stai pe loc. Dă-i. Dă-i la Grinch, dă-i la Grinch. Dă-i. Mă duc după el. Alunecă. Dă-i la Grinch, dă-i la Grinch. Fugăriți-l. Așa, bravo Mihai. Hai. Băi, băiatule. Dacă vreau să-i dau cu bățul ăsta de Crăciun. Un pic. Așa, mersi. Ia. Ia uite-l pe Grinch, ia. Uitați-vă la fața lui Grinch. Ia că să-l ia de aici, Grinchule, că tu vii să-mi furi Crăciunul, Deci câte like-uri merită Grinchul ăsta? Băi! Stai. 20.000 de like-uri fără discuții. Deci, oameni buni, 20.000 de like-uri neapărat pentru domnul Grinch care îmi fură Crăciunul. Ia vin un coci. Ia uite-le ce faci. Ia Grinchule. Ia uite-l cum se duce, săniuță. Grinchule, te duci săniuță, băiatule. Unde-i, mă? Ia. Al. Eu vreau să-i dau din first person, nu prea reușesc. Acolo, după partea cealaltă. Fugi după el. Bă, uite, îi dau cu acadeaua. Păi cu acadeaua îi dau și eu. Hai repede după el. Așa, bravo. Grinchule, alo. Animația asta a ieșit delayed, adică dai acum și de peste o oră. Până și avânt. Bravo, perfect. Hop. Uitați-vă la fața lui. Băi, da. Ia uite ce față are Grinchul. Bă, mă, călca Mihai. Prinde Grinchul. Bă, nu vine să cred că au băgat așa event în joc, pe bune zic. Da. Deci nu vine să cred că au băgat așa event în joc. Trebuie să prinzi Grinchul. Deci asta e eventul. A dispărut. Oh, the Gucci escaped. Gucci îl cheamă ca idee. Gucci? Gucci. Nu Gucci. Nu Gucci. Băi, am înțeles Gucci. Nu Gucci. Deci, oameni buni, așa începe episodul de astăzi, fără intro, fără nimic, pentru că efectiv Am fugit după Grinch și s-ar putea să mai apară în episodul ăsta, că apare random și dacă reușești să-l prinzi, îți va da un cadou. Nu știm exact ce cadou, dar neapărat să apăsați pe butonașul de like. Deci hai să vedem, la episodul de astăzi aș vrea să strângem peste 15.000, 20.000 de like-uri, ce părere aveți? 20.000? Că a venit și Crăciunul, a venit să poadă, ia uitați-vă ce e aici. Bă, ia stai bă, așa, că dau eu acum. Ia. Dar cum luam bulgări de jos? Păi trebuie să n-ai nimic în mână ca să poți să iei bulgările și apeși pe G după asta. Uite. Da, păi apăsat pe G și nu mergea și zic, ce, am uitat? Ia că se urcă pe mine cu mașină. Bă, Mihai, dă-te la o poarte, că-ți dau, dacă îți dau un bulgări de ăsta, Mihai. Ia vină un coci. Ia vină, mă, te crești șmecher. Ia să crede și mecher, mă, ia cu a ta, ia cu... gata, mă. Ia dă-i, mă. Mihai s-a îmbrăcat la costum, la el la vine costum. Revelionul. Bă, dar noi trebuie să ne îmbrăcăm de Crăciun. A venit Crăciunul. Păi trebuie, cum să nu? Haideți, aoleu, și mi-a dat... Bă, care mi-a dat headshot? Mi-a dat direct headshot. Deci, fiți atenți, avem o mașină nouă. De fapt, nu, avem mai multe. Hai să vă arătăm update-ul, da? Deci, pe Legendary avem așa. Avem Overflowed Entity și Anis. Astea două sunt noi. După asta avem de la Southern San Andreas. Avem niște dubițe, nu știu ce sunt astea. Până la aia portocalie. Deci astea sunt până la aia portocalie, da? Și am pe prima. Așa și eu am luat-o pe asta. Deci asta de aici, practic, aia verde de la Legendary. Zic că așa a luat dubița. Ia uite. Oare poți să intri în spate, întrebarea? Vreau să văd cum se turnează. Ia, Mihai, ia dă-te jos puțin că vreau să văd dacă poți să intri în spate. Ia, intră în spate acolo. Așa, intră în spate și vreau să văd dacă eu am loc în spate de tot gen. Eu zic că da. Ia, ce face? A, e o ușă acolo. Fii atent că intru. Unde m-am intrat? Nu, eu sunt în spate! Du-te în first person și zici ce e în interior. Ce e în interior? E un pat în spate, ai și chiuvetă. Da, pe bune zic. Și vă văd pe voi în față și mai sunt încă două locuri. Deci, practic, ai avea patru locuri în spate, ca da, să știți. Da, asta este autorulotă de-asta de vacanță. Hai. Da, faze când ai animație, când intri, te teleportează, efectiv. Da, adică ca la avion, cum se mai întâmplă. E ciudat rău de tot. Bun, păi, hai să mergem să tunăm. Eu mă duc să tunez asta. Și eu mă duc să tunez și pe aia mă să-mi iau cele mai șmechere haine. Cine vrea să vină cu mine în mașină? Nu știu, că eu am rulotă. Nu știu să văd dacă să mă duc în dubă.
Sau la tine. Păi nu știu, care vrei tu? Nu știu care se tunează mai bine. Aha, bar n-am, nu știu nici eu. Dar ce facem? Hai mă, să ne luăm haine de Crăciun mai întâi, nu? Vrei la haine? Păi da. Suntem chiar lângă magazin. Deci fiți atenți. Poate să vină Grinciu oricând în joc. Oricând, da. Fiți pe fază și dacă vine, să aveți grijă, da? Da, normal. Vă fură banii, După ce că n-am... Da, na. Păi n-am. Așa, stai așa. Bă, ai de ăsta de buget, bă. Păi da, n-are, că toate au aceeași chestie în principiu, adică... Da, bă, dar ăsta e buget. N-are nimic. Eu nu găsesc Gucci aici. Ia să vedem. De unde știi? Outfits. Aveți Gucci? Stai, trebuie să fie... astea sunt, mă? Nu, astea sunt pijamale. Ceva cu steluțe. Astea sunt pijamale, onesies. Pijamale, ador pijamalele. Nu, nu, care sunt alea, mă, de Crăciun? Trebuie să fie gen special, pijamale. Nu? Sau cum festive, să numesc? Festive, da. Stați așa să mă gata, mă, ne îmbrăcăm de Crăciun. Păi ce vorbim aici? Păi da? Avem outfit Santa costumes. Dar sunt alea vechi. Nu. Păi normal că sunt alea vechi. Sunt alea și murdoare și mirositoare. Eu mi-am luat de asta de elf, că mi se pare că chiar chiar se potrivește. Dacă nu-l găsesc eu, hai. Ia uite, sunt spiritul moșului. Da, și eu sunt spiritul moșului, ce zici? Deci, fiți atenți, oameni buni, dacă n-ați apăsat încă pe butonașul de like, voi număra până la 3 și la 3 să-l apăsăm cu toții să vedem, poate mai apare Grinch în episodul de astăzi. Deci, hai să vedem. Da. 1, 2, 3 și like! Gata! Sper că ați apăsat și voi acolo pe butonașul de like. Și hai să trecem la trebușoară. Mihai, să te hotărăști unde vrei să mergi. A mea este croșetată de mine. Hopa! Da. Gata, a venit cu mine Mihai. Oricum o să vedem dubița după ce tunează. Deci ai ales Mihai, am înțeles. Așa, oricum, o să vedem și dubița ta după ce tunezi. Deci nu e nicio problemă. Păi ce, vă arată cineva? Plec tot episodul, cum adică să... lângă voi. Ce? Eu cum adică să nu ne arăți? Eu știu cu mașina asta, e ok. Nicio problemă. Asta hai să vedem. Eu merg mai încet oricum pe zăpadă. Deci trebuie să mă așteptați și pe mine un pic. Nu e problemă de nimic, pentru că noi o să intrăm aici frumos. Ia uite. Ce s-a întâmplat aici? Ce s-a întâmplat acolo? A făcut accident. Bă, da, aluneca așa de nasol mașina pe zăpadă. Acum, mi se pare că o adăugat zăpada cam de vreme, nu? Sau poate așa o adăugau de obicei, dar gen suntem pe data de 22 azi și gen avem zăpadă. Da, știu și eu, parcă știu că o ținea pe 25, o scoteau. Asta țin și eu minte, ia să vedem. Una sau două zile maxim. Ok, deci avem plug de zăpadă, da? Hai, drăguț, cu... Da, te trebuie să o și repar. Vrei să-i pun cu de-astea așa, cu tips? Da, că poți să le modifici mai încolo, să-l faci altă culoare. Ok, și aici luna. Poți să-i modifici la fel culoarea și atât. Dezamăgit. Nu poți să modifici, okay. Da, păi supercar și la supercar știi că... Ai pus să pui aici de-astea. Engine upgrade, exhaust, ia să vedem ce exhausturi avem. Așa, poți să pui de-astea. Asta e un minigun. Ia cu livă. Da. Astea parcă la Pagani am văzut chestii de genul ăsta. Asta e deja, nu știu, poți să faci aici o pizza. Cred că dacă o pui acolo, ai loc suficient. Bă, nu știu ce să zic. Mi se par urât. Nu, una de-asta mare? Care e pe aici mai decent, cred. Hai să o punem pe asta, așa? Visual. Ia, carbon hood. Orin. Asta e drăguț. Nu mă interesează. Ce mai e? Să vedem, uite, și asta e ok. Asta e ultima, cum ar veni, și asta... Cred că asta se potrivește asta mai bine, să ce să fie. Carbon Race Vented Hood. Arată bine. Și arată mai bine pe așa, dar o lasă așa. Așa, neoane, punem și niște neoane. Ar fi surprins, dar nu se tunează cine știe ce. Nu? No? Mă așteptam la mai mulți, sincer să fiu. La fel, mă așteptam la mai mulți. Zic, mamă, să vezi că o fac dubiță de Crăciun. Ia, mă, ce livery-uri există. Dar ia stai, mă, așa. Ia că mi-a venit o idee. Bă, e roșu, galben și albastru, acum am observat. Da. Vezi? Bine, e Swedish, de fapt. Dar cu roșu, galben și albastru, da. Merge. Punem așa. Uite, asta e în două culori. Asta e drăguță. Asta așa, gen Army? Da, am văzut că mai există mașini făcute așa. Hai să o facem așa, că sincer să fiu, n-am făcut nicio mașină în două culori până acum. Army și cu roșu? Nu, n-o să fie cu roșu, schimbăm. Respray, primary color. Hai să vedem ce culoare... Ok. Aulă. Oh, nu. Metallic. Hmm. Ce culoare ar merge, gen, cu armii ăsta? Roz. Ceva? Da. Nu. Stați așa, măi băieți, că mie mi-a venit o idee. Portocalie? De... Portocalie? De 5 stele. Galbenă? Albastru? Parcă galben. Albastru, hai să vedem. Asta am luat, turbo am. Așa.
Da, sincer, arată bine, șoșin. Interesantă. Nu ne interesează. Hai să lăsăm așa un Ultra Blue, de exemplu, că nu prea am făcut cine știe ce multe mașini așa. Și poți să pui tipsurile acum culori. Astea verde sau alb? Carbon. Verdele ăsta arată bine. Dar lime green, dar nu l-am. Încă n-am lime green, dacă îți vine să crezi. Ăla de la Cruz îl pui? Poate aș putea să fac tipsurile... Nu mă interesează ăsta. Tot un blue? Design, nu. Bullet proof, bineînțeles. Hai un Ultra Blue, pentru că până la urmă se conturează cu restul mașinii, nu? Red. Merge. Bineînțeles. Așa. Trim color pe interior. Interior, da. Hai să facem și ăsta. O să fac și pe ăsta un... Cred că un blue. Ai putea să faci alb? Sau mă, griu de la... Mamă, dar ce idee mi-a venit? Pauleu! Zice pisica că i-a venit o super idee, nu știu despre ce este vorba. Deci o să spuneți wow când o să vedeți. Ia mă, să vedem. Așa, acoperiș. What? E decapotabilă? Poți să faci și decapotabilă. Îmi place ideea, sincer să spun. Dar atât mai diferit. Aia stai, dacă îi pun... Ia stai, ce acoperiș ăsta mai avem? Da. Sincer, arată mai diferit cu el scos. Da. Aici așa, o să punem... Asta? Zici că e de rechin, așa cum arată. Da, da, da. Așa, da, spoiler. Da, mamă, ce s-a astea? Este. Ok. 100%. Ce s-a astea, bă, băiatule? Și a zborul direct. Ia o topul asta. Asta e. Ce topa? Asta e originalul, de fapt. Secondary Entity Wing. Asta e originalul? Nu, că stock spoiler e așa. Ca niște de-astea de rechin, vezi? Uite, așa arată cu ăsta. Hai să-l punem cu ăsta. Asta e ăla. Ok, suspension, o lăsăm jos cât putem. Hai că stați 100 de ani acolo. Turbo. Păi avem multe de făcut. Wheels. Da, wheels bravo. Le las fix la fel o să le las wheels-urile, pentru că vreau doar bulletproof. Da, da, da. Windows n-avem. Ah, bă, da, avem. Dar ca să-ți dea efectul ăla frumos, nu le dau culoarea închisă. Și gata, am terminat. Ia să vedem. Uite așa arată. Ia uite. A, ce zici? Eu nu zic. Nu mă așteptam să te dai jos. Vreau să vă mașină pisicii. Dai să pun. Nu te urca că nu deci ai voie. Ți-ai pus prelată? Ia, unde ce e? Ce prelată? Aici, uite, vezi o chestie de aia albă. A, da, cu negru. Unde mai ia să da, voi nu vedeți că este mașina moșului. E ca să faci camping, te pui undeva și pe aia îți pui acoperiș prelata asta. Da, da, e mașina moșului. Cine a spus? Nu știu să funcționeze. Bă, dar stai așa că dacă tot e vorba că e de Crăciun. Trebuie și noi să facem de Crăciun, nu? Nu se potrivește albastru, trebuie tot roșie. Da, și era roșie. Era roșie. A trebuit să punem și un livre. Dacă mai că m-am gândit că de Crăciun, zic, bă, hai să facem de Crăciun, nu? Adică dacă tot e episod de Crăciun, hai să fie de Crăciun. Livery, cred că o să facem... Păi ai livery de Crăciun? Păi bă... Da, mi-e ce livery-uri erau urâte rău. A, nu păi nu prea sunt cine știi ce livery-uri, adică... știi, da, gen? Ia, stai să văd dacă pot... Dacă pot un respray, primary color metallic. Și gen, să-i dau un roșu. Uite ăsta e frumos. Lava red. Da. Îmi place. Așa. Și la livery îmi trebuie ceva cu alb. Asta e singura chestie. Sau cu verde. Sau cu verde, dar nu cred că avem cu așa ceva. Livery nu. Dar poți să schimbi secondary color ăsta să-l faci verde sau... Adevărat. Dar poți să-l pun pe ăsta așa. Și la... Stai, unde era, mă? Respray, secondary color, nu. Trim... A, de fapt... Metal. Nu poți să schimbi livery-ul? Ba da, o să nu, la livery nu poți. Ah, ok. Livery-ul deci e așa cum vor ei. Hai, și-l faci pe alb, bă. Ăsta să-l fac cu un verde. Okay. Că e mașină de Crăciun, da? Dar... Știi care e faza? Că n-am verdele pe care mi-l doresc, știi? Verdele ăla... De la exact, neon, eu vreau verdele ăla aprins și nu-l am. Ca așa da, pe GTA. Uite, ăsta-l vreau. Ăsta e cel mai, da. Ăsta-l vreau. Nu-l am. Ce să faci? Pune și noi un verde oarecare. Uite, bright green, deși numai bright nu e. Și aici punem tot un verde. Și gata, e mașina de Crăciun. M-am gândit acum, zic, bă, dar... Îmbrăcați în verde. Uite, mă, aici am lime green. De ce aici am lime green? O să-mi explice și mie cineva. Nu știu. Gata, mă. Avem mașină de Crăciun? Suntem și noi de Crăciun acum? Da, arată bine așa. Roșu cu verde, da, și avem și neoanele pe dedesubt verzi. Da, arată bine. Eu așa zic. Frumos cu verde, da. Așa, fiți atenți, veniți cu acel pe mine. Ia pentru zi. Că, la începutul episodului, l-ați văzut pe domnul Grinch, ok? Așa este.
Acum noi o să mergem în vânătoare de Grinch. Grinchul, okay, poate să apară random la oricare player de pe sesiune, atât timp cât sunt mai mult de 2 playeri pe sesiune. Faza este că el apare random, adică nu știi unde să apară, dar există o șansă mai mare să apară la plajă. Așa am auzit. Păi, capitanul? Da. Da, Grinchul ăsta nu trebuie să fim jos din mașină. Ba da. Dar tot, tocmai ca să zic că există o șansă mai mare să apară la zona de plajă. Așa că hai să mergem la zona de plajă. Să-l așteptăm de acolo. Ce plajă atât? Interesant. Doar că trebuie să-l și omorâm. Asta e faza. A, ok. Păi dar nu pot să scot armă? Ba da. Știu cu ce. Scot armă, că mă luat cu acadea. Să zbori? Păi, dar voi aveți mașină viteză umană. Eu mi-am luat rulota asta. Că am crezut că merge la munte. Mi-am făcut și bagajele degeaba. La munte a crezut pisica că mergem. Păi la ce se pare afară? Bă, ce-i drept, da. Dar știi care e faza amuzantă? Că aici practic ninge. Dar dacă stai să te gândești, jocul e setat în Los Angeles. În Los Angeles nu ninge niciodată. Da. Los Angeles tot timpul e vară. Ei se raportează global cu anul. Corect. Din soare, cu mare soare. Corect, dar n-ai vedea niciodată palmierii ăștia plini de zăpadă. Adică... Arată bine. Arată bine, dar... Da, dar în viața reală, să zic, nu i-ai vedea plin de zăpadă. Ceea ce în jocul ăsta îi vezi. Uite pe aici, pisică, trebuie să mergem. Acum vin, dar mă mișc mai greu un pic cu mașina asta. Vine cu rulota. Și uite, mă, ce de motociclete. Da, chiar. Ia stai așa, că mi-au și eu una dintre astea. Nu așa, că mi-au și eu fix 3 puse aici strategic. Uite ce cască șmecheram. La perfecție. Ha, mă, pune și... Nu-mi pune și mie cască? Ba da, trebuie să stai pe loc de mișcatul. A, mă, pune și mie cască, că siguranța mai întâi. Mihai are cască de constructor. La mine nu-mi pune. Da, tu de ce ai? Tu de ce ai? Da, nu știu ce nu spune. Da, de pompier. De fapt, în setup poate să nu. Cred că mi-am pus în setup să nu-mi pună cască. Cred că asta e faza. Posibil. Cască stă mai bine cu fesul ăla. Da? Pentru că uneori mai bine. Deci fiți atenți, trebuie să nu... Să aveți grijă pe aici, să nu doborâți oameni sau ceva. Mamă, Mihai. Ce faci, bă, Mihai? Mihai, fii cu minte. Că nu mai apare Grinciu. Da, nu mai... Da, trebuie să ai grijă, ai grijă. Așa, și fiți atenți, undeva... Nu, mai departe puțin. Undeva în zona asta. Uite aici. Uite aici, te oprești așa frumos, bam, oprești motocicleta și eu nu mai știu ce aveam în mână când a început toată treaba. Știu că ne băteam cu zăpadă, parcă, sau nu mai știu. Da, ne băteam cu zăpadă. Au, pardon, stai că în loc să apăs pe gând. Adică gen a fost o chestie complet random și efectiv a apărut Grinchul lângă noi și zic gata, hai să începem filmarea acum. A apărut Grinchul, știi? Mihai și-a pus cascheta ca să se apere de burgeri. Nu cred că l-a apărut, sincer să fiu. Ce? Crezi că l-a apărut? Papa. Ia, hai să zicem așa, fiți atenți. Grinciule, apari? Ia zi. Ia zi, Grinciule. Uite cum îmi dă cu damage. Păi, da. Bă, Mihai, vezi că nu numai eu sunt aici. În păi joc. Da. Eu de aici, Mihai. Eu văd ce se fărește, ca în Matrix. Da. Ia. Hai să așteptăm. Trebuie să dai cu precizie și să dai cu estimare. Să dai așa, știi, te gândești, bă, oare unde s-o duce? A, să duci în partea aia, bam, bam, te ferești, hop. Ceva de genul ăsta e, știi? Zic că arăța la vulgare a început să dea cu celălalt vulgare. Deci fiți atenți, hai să vă povestesc. În momentul în care vine Grinchul, apare și ea ca un fel de fum verde. Da, știu, ca o magie. Ca o magie. Direct în frunte. Și trebuie să te ferești că-ți fură banii. Bine, oricum cred că o să ți-i fure, dar ideea e că poți să ți-i recuperezi dacă îl prinzi. Nu se știe când o să vină următoarea dată. Dar noi tot ce putem e să facem să așteptăm aici până când el vine și după asta să-l prindem, să vedem dacă reușim să-l prindem. Hai că a venit într-un final. Prinde-l. Vine el. Mamă, ce l-a zburat! Așa, lasă-l. Ia, să-ți mai zic un cadou, cadou. Cine a luat cadou? Nu l-a luat nimeni. Scuze-mă, n-am vrut. Am dat ăsta reload și... Deci cine are cadou? Că la mine nu e. Nici la mine nu e. Mihai, tu l-ai? Cred că tu l-ai. Da, de ce? Da, Pe cine s-a spunat? Ai luat cadou? Aparent. Da. Ok, și fii atent, acum mergem, uite, vezi? Tiffy was visited by the Gucci, adică the Grinch, da, și zice în jocul. Ei, și acum fiți atenți, trebuie să mergem la plajă. Hai la plajă. Vin și eu. Să vedem masca de Grinch. Masca. Dar ne trebuie mașină mai mare. Las că iau eu alta. Stai, că rezolvăm acum situația. Ia, veniți mașină de poliție! Da, păi cu mașina de poliție, mai bine. A, intrați. Hai. Intrați. Gata? Stai, sun eu la Lester. Sună la Lester.
Mister? Da, așa că vine poliția, după noi avem 3 stele. Mamă, cu elicoptere, cu chichi, haos. Doamne, ferm. Dar ideea este că l-am prins pe Grinch. Deci da. În momentul în care îl prins pe Grinch, îți dropează un cadou. Cadoul vede doar cel care, de exemplu, s-a spunat pe Mihai. Mihai, chiar dacă l-a omorât alt player. Da, eu n-am văzut niciun cadou. Dropează un cadou. Îl ia cadou și pe asta îți dă masca de Grinch. Știi? Și masca de Grinch, după aia poți să ți-o echipezi de la zona de plajă. Cam asta e toată faza cu eventul ăsta. Doar am zis că, bă, da? Pune-te în first person și uite-te în dreapta. Au, ai deja. Ia du-te jos. Am crezut că trebuie să te duci la plajă. Ia uite-l mai cu masca. Ia să te văd, stai așa pe loc că nu te văd. Stai așa pe Mihai. E interesantă masca. Deci asta e masca de Grinch, vezi, cam așa arată. Iar e ca lumea. Așa, și în afară de chestia asta mai avem ceva în joc. Dacă mergem la casa lui Michael, e acolo un secret. Opa. Ok. Da, ce da, se da. Are cadou? Nu, e cadou, dar e cadouri, secret. Cadouri, cadouri. Nu mai cadouri în jocul ăsta. Ia stai așa că ne întoarcem pe aici. Dați-vă la o parte că noi trecem acum. Hai, poliția. Vă scrie punctul pus greșit pe hartă, l-am scos. Pune-l tu, pune-l tu. Pune tu corect. Dacă știi unde e, eu știu general, așa. Nu știu nici exact, tot din ochi știu. Pune așa, general. Băi, e la Beverly Hills, acolo stă, dar stai să vedem unde e. Bănuiesc în zona aia? Bănuiesc. E pe lângă terenul ăla de golf, știi? Da. Golf. Prin zona aia. A, mergem acum să vedem. Vezi că ai greșit? Așa? Păi nu, n-am greșit, dar mă duc pe unde știu eu. Ok. Păi știu că pe aici e. Da. Păi pe aici e, că te urci în sus. A, așa, că avem oameni pe aici care... E zona de-asta, rezidențială. Da, e zona rezidențială și e zona de Beverly Hills, care e undeva pe aici. Da. Uite că aici e semnul de Beverly Hills, vezi? Rockford Hills se numește în jocul ăsta, dar gen în viața reală. Și pe aici, pe undeva e casa lui, undeva prin zona asta. Trebuie să duce la astea pe undeva. Știu că casa lui e cu barieră de aia, nu cu barieră, cu poartă. Cu poartă, nu e asta. Seamănă cu asta, dar nu e asta. Asta e? Nu. Că văd că are poartă. Nu cunosc. Nu. Are poartă, dar nu e asta. Dacă intrăm în curtea lui, vedem dacă ne deschide. Au zurgălăi. Se aud zurgălăi. Și eu dacă mergem aici la zurgălăi, ia uite că... Omuleț de zăpadă! Avem un omuleț de zăpadă. Și acum te duci așa frumos la omulețul ăsta de zăpadă și îi dai. Poc. Ia stai. Merge? Hai că încerc... Ia, dați-vă puțin. Se topește! Gat! Și acum eu am primit unul din 25. Sunt 25 pe hartă, poți să-i găsești pe toți, îți dă ceva collectible. Dar am zis să vă arătăm și chestia asta dacă tot există în joc. Și acum fiecare trebuie să-l distrugă. Probabil la voi pe ecran s-a distrus. Da, la mine încă e. Păi asta e, trebuie să-l distrugi și voi dacă vreți să le colectați. Că la fiecare apare diferit, știi, și cam asta e treaba. Dar da, ăsta a fost episodul special așa de Crăciun pentru voi. Un episod de GTA ca pe vremuri. Dacă v-a plăcut și dacă mai vreți și alte episoade, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!